Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea împreună cu țările dunărene au hotărât în anul 2004 ca data de 29 iunie să fie desemnată Ziua Dunării. Data de 29 iunie 2014 reprezintă ziua când țările din bazinul Dunării sărbătoresc împreună 10 ani de cooperare internațională pentru protecția și utilizarea durabilă a fluviului Dunărea. E o zi importantă, e o zi de analiză, având în vedere evenimentele produse de-a lungul timpului și a fenomenelor, pentru că noi monitorizăm fluviul Dunărea atât din punct de vedere calitativ, cât și din punct de vedere calitativ. De-a lungul istoriei, bazinul Dunării a jucat un rol crucial în dezvoltarea politică socioeconomică și culturală a Europei Centrale și de Sud-Est. Odată cu extinderea Uniunii Europene, importanța bazinului Dunărean a continuat să crească. Duminica, 29 iunie, chiar de Ziua Internațională a Fluviului, echipa Let's Do It Romania organizează o acțiune de curățare a malurilor Dunării. Anul acesta, Ziua de Curățenie a Dunării va fi organizată în județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraș, Ialomița, Constanța, Brăila, Galați și Tulcea.